Hayır, umarım bu et iyi. Hoppa. Hoş bulduk. Înainte de a începe, pentru cei ce doresc level și bani pe GTA online, nu pe 5M, aveți în descriere doi băieți ce vă pot ajuta, aveți prețurile pe ecran, este totul ok. Dacă vă amintiți, am mai promovat chestia asta acum mult timp, dar vă las să descoperiți singuri acolo, contactați-i pe băieți și vă vor ajuta cu cea mai mare plăcere. Vă las cu clipul Blană. Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip de 5M. Suntem aici alături de Manevră, de Ito, de mai mulți vor intra pe aici. Suntem pe un server nou, se numește Crime Respect și deținute bicicletă standard. Ideea e că aici vă spawnați prima dată și vă cumpărați o bicicletă aia la zero, pentru că aici ai și lei, ai și euro, mi se pare tare de tot chestia asta. Manevră, știi că putem să închiriem mașini? Da, da, n-ai... Permis? Da. Până când l-am uitat acasă, n-ai încă. Hai, da. Îi dau și eu mită acolo, îi dau un milion. Hai să ne facem și noi caracterul. Lângă hai. Poliție, hai lângă poliție. Îi sparg gunoiul, ciobane. Hai, stai la roșu, mă. Ce e roșu, la roșu? Faci dreapta, mă. Dreapta e mereu verde, intermitent. Suntem pe interzis, treci pe bordură. Ba nu suntem pe interzis, ei sunt pe interzis. A, da. Trebuia să ne dăm. Uite, m-am mai și încetinit, bă. Da, bă, și eu, bă. Stai, fii atent. S-a oprit la roșu? Da. Voiam să merg așa în gen, îl trolez? Uite că mai e unul aici. Încet în fața lui? No, 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 vin încoa, mă, vin încoa, mă, nu mă, vin încoa. Ia-ți bicicleta, vin încoa. Trebuie să pleci el odată și odată. Da, da, face stânga. Păi de unde știi că face stânga? Păi vedem ce face. Nu, nu, stai, vine cu tine, vine cu tine. Stai încet, stai încet. Bă, dar vin toți. De ce, mă, tu stai încet. Săracu. Stai, mă, asigură-te, mă. Hai, na, hai înapoi la ăla de cumpărat. Om, ce iau optimaker. Da, vere, e ID1. A lovit-o în hidrant, s-a oprit mașina. Bă, vă rog frumos, trageți pe dreapta, vă rog frumos. Trage-mă dreapta, că suntem cu biciclete. Vezi că aici e hard roleplay, adică nu faci... Bună ziua, vă rog frumos să stați puțin. Haideți, domnule ministru. Ești nebun, vere. Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Ne cerem scuze pentru deranj. Numele meu este Andrei, sunt ministrul Direcției Generale de Protecție Internă. Văd că sunteți noi, la noi în oraș. Eu sunt cu campania electorală acum și aș dori, dacă se poate, să vă vorbesc puțin, dacă sunteți de acord. Campania electorală pentru vot? Ca să vă votăm, domnul? Da, să mă votați, evident. Partidul nu vi-l spun, că o să vedeți pe listele de votare. Văd că orașul nostru, eu sunt cel care a preluat conducerea un mandat scurt de 6 luni, pentru că orașul nostru a fost lovit de un taifun, a trebuit reconstruit din temelii, iar eu acum vreau să ocup o poziție permanentă de 4 ani în cadrul Ministerului DGPI. Sunt împreună cu domnul ministru MAI aici de față, domnul mai închis la culoare, afroamerican, originar din Jamaica. Rasism. Domnul e mai mult cu bongurile, cu... Da, cu... Poate cele, dar ai băia de treabă. Am înțeles. Aș dori să... Nu știu, dacă doriți să mergi... Nu mai mergeți cu bicicletele, pentru că nu este
ok, vă este greu, știu cum este să pornești de la zero, iar mie îmi place să ajut oamenii care vin și Asta e doresc să mită. locuiască în orașul PSD-ul clandestin. mită. O, bună ziua, De mi-a aceea propus v-aș el mie să invita, ia ce pe ei. vă rog. Mă scuzați că vă deranjez, am vrut să văd dacă aveți probleme sau ceva. Mamă, bă, tu Nu n-ai prezent. știți, domnul, că eu Ceva. sunt în campanie electorală acum pentru ocuparea unei poziții permanente în cadrul Ministerului DGPI și am văzut că dânsii sunt noi la noi în Du-te oraș și oprește. Du-te și oprește. Acum și se de fac acum. Acum aceea se fac. Tu vezi O pe să ce te ar făceam respectă puțină campanie ordinii publice. electorală. Respectă Respectarea civil ordinii să nu publice. vină. Avem joc. Este, Avem joc. sunt ok, eu vă Ok. mulțumesc frumos pentru ajutor, stați liniștit că suntem în regulă. Da, vreau să mă duc și De eu aceea, să... v-aș invita cu noi dacă doriți să mergeți cu această limuzină mai. Sperăm în curând să le și schimbăm, că au Bă, dar e destui bombă, kilometri, bă, sunt, mașina le-am asta. cumpărat de la Domn Nemț. ministru, domn ministru, Spuneți, vă rog. am primit un telefon de la... De la Pare că cine, avem bă? un jaf. Unde avem? Da, pe autostradă și o... Uh, Bă, da, haideți polițiștii au să... venit în momentul ăsta. Perfect. Haideți, vă rog frumos, să Haideți, mobilizăm colegi, haideți, echipele. colegi. Trimiteți și elicopterele. Lăsați-ne că ne descurcăm noi mai Toată departe. lumea, hai, la Toată treburile lumea, lor, toate. repede. Da, a scris pe chat, vere, și Domnul trebuie Sias, vă dat. rog frumos să mergeți. Cine? Am nevoie Haideți, de cu ajutorul repede. vostru, dacă se poate. Noi avem... Voi mergeți de la poliție și Sias, vă rog frumos, mergeți rapid la jafuri. Am nevoie de ajutorul vostru. Aș dori să mă ajutați. Nu vreau să merg singur cu elicopterul. Mi este frică de Haide, înălțime și mergi! aș dori să Haide, mergeți cu mergi! mine. Este în Vă regulă, rog, dar prima dacă dată doriți. am dorit să ne schimbăm și noi hainele, că abia ce am ajuns în A, oraș. vă rog. Sigur, vă rog din suflet, vă rog să mergeți aici peste drum. Da. Din partea noastră o să vorbesc acum cu caserița să primiți primele voastre haine gratis în acest oraș. Am înțeles. Venim imediat. Eu voi merge atunci, vă Dar las ce... în treburile voastre, voi pleca cu elicopterul. O să-mi înving frica de înălțimi. Dacă doriți să ne așteptați, nu durează mult. Vă aștept. Haideți, vă rog, te rog frumos. Hai, faci așa. Mergi cu elicopterul cu metre. Turu-tu-tu-tu. Chiar mă, ce roleplay fac băieții. Bă, cu spatele. Ok. Mergi, te rog frumos, și scoateți mașina și... Bă, a venit cu spatele pe cealaltă bandă până aici. clothing, head, mask. Bă, ce-i cu sistemul ăsta? Mă duc imediat Instagram mă să vorbesc bate. cu doamna casier care este în spate Component, aici. what? Ah, ok, deci fii atent, selectez Salut, mâna, head-ul. doamnă, bună ziua! Avem și noi Și niște după băieți încep să aici, schimbi. vrem să îi îmbrăcăm și noi. Vă las niște bănuți Uite, să mask, își facă de cap. componentă și schimbi. Mulțumesc frumos! Bă, îmi place mult meniul ăsta. Ce tare. Bă. Ceva. Bă, am voie să port mască? De fapt, e hard roll, plin în pare avea voie să port măști. Bă, e șmecher, mă, îmi place cum e făcut meniul. Deci îmi place maxim cum e făcut. Uite, fii atent. Așa, gata. Frumoasă cască, domnul. Pe cască? Sudorule! Doru, sudoru. Uite mă, și părul nu mai e Bă, buguit, vezi? aici sunt random mai, deci cum nu Da, mai adică fac ți-l random? faci random. Fii atent, poți să-ți alegi tu exact cât de deschisă vrei nuanța. Bă, e tare, frate! Da. Deci îmi place maxim. Pantaloni. Nu iau pe aia de ghiuț. Mă îmbrac așa. Da, parașută, shoes. Iau casual pe mine, undershirt. Shirts. Uite și ai buton să scoți direct ăla.
Să scoți bluza aia pe care ne chinuiam noi să o scoatem mereu. Și textură, schimb culoarea. Fii atent cât de... Bă, e tare, frate. E șmecherie. Și dau back, mă duc la accesorii, heads, helmet, glasses. E mult mai ușor să-ți faci caracterul acum. Bine, la băieți pe server. Bă, deci îmi place, frate. E empty slot. Ah, uite. Poți să-ți pui pe o mână brățară, poți să-ți pui pe o mână altceva. Bă, fii atent. Gold. M-a scos de pe server. Da, pe tine, nu știu de ce, dar Brenda te-a scos. Golul prea. Drăguț asta. Male model, free mode, models. Gata? Am salvat? S-a salvat. Bă, cine stă cu casca, mă? Gata, domnilor. Gata. Prietenul meu o să lipsească puțin. Nicio problemă. Haideți, vă rog, dumneavoastră cu mine. Haideți să mergem cu bicicleta, dacă se poate, spre secția de poliție. Dacă pot împrumuta o bicicletă de a prietenului dumneavoastră. Apropo, manevră, n-ai voie să faci o cât de loc. Greu mai este și mi-a zis nevastă-mea să mă pun la treabă. Deci n-ai voie vocal, n-ai voie să ieși niciodată din roleplay. Haideți să mergem, ne-am uitat eu stânga-dreapta. Da. Dați-i, domnul, dați-i! Și asta mi se pare că dacă treci cu viteză, te încetinezi, mă! Da. Moșii merg mai greu, știți? E dificil. Moșii merg mai greu. Haideți, vă rog, să urcăm la garajul de... la elicopterul nostru. Iar m-a scuze pe server. Mai vreo left time out. Intră din nou. Stai că doar să-l ajut. Dai. Dar trebuia să-i dai de prima dată. Aici se urcă, nu? Locker's room. Mă, băieți, aici vedeți cu bani în caz de intrați. Voi aveți lei. Ca să faceți, să vă cumpărați mașini, totul este în euro, trebuie să mergeți la bancă. Cum vă simțiți în această zi? Vă place în orașul Crime District? Da, este frumos. Va fi fix cât e euro din viața reală? Da, a fost și reconstruit din temelii, a fost o muncă asiduă, toată lumea ne-a ajutat. De aceea v-am zis că sunt în plină campanie electorală pentru păstrarea poziției. Anunță pe ăsta, Banca Națională îți dă notificare. O să vă rog să stați aici ca să pot scoate elicopterul. Când am intrat, ai văzut? Dăduse o notificare. Cursul de azi este de 5 lei pe euro, ceva de genul. Bine. Vă rog să urcați în partea dreaptă. Pentru că vă ofer șansa de a fi, de a vedea și munca noastră aici ca polițiști. O să vă rog dacă vedeți acel buton din partea dreaptă? Dacă puteți accesa camera, vă rog, din suflet să vedeți dacă se întâmplă ceva pe jos. Da, gata, am reușit. Am reușit să accesez. Eu o să încerc să merg mai jos să vedem dacă... chestia asta șmecheră, mă... Manevră, știi cât de repede te prind ăștia dacă faci ceva? Să mă anunțați dacă sunt blocaje de trafic, dacă așa să... Păi, ești pentru jaful acesta să nu meargă lumea încolo. Și dacă ești pasager la elicopter... Și eu o să vă mai rog, când ajungem la banca respectivă, să stați cu camera, să fiți atent, să-mi spuneți dacă puteți... dacă vedem mașini suspecte pe acolo. Am înțeles. Poți să vezi mașinile, îți dai loc pe ele cu camera și le citești numărul de matriculare și marca mașinii. Din elicopter, de sus. Îți identifică mașina. Mi se pare genială chestia asta. Deci, dar nu poți să fugi de poliție în mare. Că tot, îți iau numărul la mașină. Bine, mă, dar și la bicicletă am văzut că avea un număr de matriculare. Ne apropiem deja.
Uite un, un alt elicopter. Elicopterul nu mi-l detectează. Ba da, ba da, polis. Colegii noștri întotdeauna am ajuns. Opa, m-am dus eu prea. A trecut și de bancă și de tot. Bă, da, ce șmecher vezi de dedesubt, frate. Puteți, vă rog frumos, să vă uitați pe cameră, dacă... Este o mașină... Sunt probleme pe aici, ia uitați-vă. Observ că se trage, cred, se auzea. Aoleu. Vedeți cumva numărul de înmatriculare al mașinii suspecte? Mașini care nu aparțin poliției? Da. Două BMW-uri, unul crom și altul negru. Acela crom, nu, dar ce este jos acolo? Tot un BMW, cred că. Sunt domnii polițai după el. Îmi puteți spune, vă rog frumos, numărul de matriculare al acelui Mercedes, cred că este, sau ce este jos? Ce culoare? Acela gri. Gri. A, este un BMW, este un BMW, de la BMW-ul acela, vă rog. Vi-l zic? Puteți să notați pe ceva sau transmiteți mai departe? Da, transmit prin cască. P471 ROA. P471 ROA. Ați auzit, colegii, da? Vă rog să-l dați în consemn. Bă, polițai! Gata, am transmis colegilor. Ia uitați, se trag focuri de arme, să ne ridicăm puțin. Haideți, vă rog frumos, dacă puteți, vă duc într-o zonă sigură. Am cameră termală, fii atent, au intrat peste ei, mă. De fapt, rămâneți cu mine aici, nu coboreți. Nu vreau, nu vă pun viața în pericol. Deci manevra în cameră termală și vezi exact unde sunt fiecare. Uite-o pe asta, mă, băi. Bă, că domnii polițiști ies, vedeți. Bă, ies, așa intră. Ar fi ca lumea să fii polițai, știi? Adică chiar e și mecher, mai ales pe elicopter să fii. Sheriff Cruiser, F-I-B. Sheriff Cruiser, dar nu știu cine arată. Mai văd o mașină portocalie, suspectă. Cea din parcare? Cea din parcare, da, dacă puteți să-mi spuneți numărul, vă rog. P510IFO. A, perfect, gata, l-am notat. Uitați și SIAS-ul cum coboară pe... Au venit trupele noi de SIAS. O cobor pe frânghi în fața noastră. Uite, bă, băieți, bă. Lasă acolo, ia lați, adică, nu știu. I-au prins, mă, pe aia care au dat jaful. Cred, adică, cel puțin nu mai vă să se bată cineva pe interior. Opa! Opa, era să fie controlul. A intrat în stâlp! Bine, la tine a intrat chiar. Mergem la secție, pentru că aici văd că au terminat, a fost prins hoțul. Și nu vreau să mai stau, pentru că, Doamne ferește, știți cum se întâmplă. Nu știm cine, dacă este o organizație teroristă și, Doamne ferește, cu tunurile să ne împuște, să ne tragă cu vreo rachetă în elicopter. Am înțeles. Manevra, ai reușit să intri? Mergem înapoi la secții și pentru că am fost luați în vizor, se pare, mi-a fost transmis prin cască, vom fi escortați de la secție de acolo. Îmi pare rău că ați intrat în situația aceasta. Nu este nicio problemă. Ochelari, uite, căscuți în spate. Îmi pare foarte rău, sincer, nu... Știți cum e ca un om nou venit în oraș să se întâmple lucrurile acestea? Opa! Nu! Mamă! Oh.
Mă duc să-l iau înapoi, spun că am avut pregătire. Nu este nicio problemă. Ba. Doar că s-a stricat ăsta. Dar cred că e pregătit el pe jos. Vai, domnule, nu știu ce s-a întâmplat, m-a catapultat. Stați în spate, vă rog, intrați în spate. Ați avut noroc că am în spate să stați. Da, da. Ah, ce bine. Am apăsat, cred că pe un buton din greșeală și am fost catapultat din elicopter. Ți Caterinca. Manevra, a mers și cu elicopter. O să vă rog pe dumneavoastră, când ajungem, să coborâți de la înălțime, dacă am văzut că știți să conduceți elicopterul, să coborâți pe frânghie în fața secției, pentru că acolo va fi mașina care ne va prelua. Sigur, sigur. Bagă aici pe intersecție. Puteți începe coborârea aici, vă rog, că avem loc. Hai că coborâm, băieții! Opa! Mă școlăm. Îl durea vârta, bă, caracterul! Vai! Gata, domnule, am parcat. Colegii, vă rog frumos, viețile noastre se pare că au fost luate în vizor, adică noi am fost ca persoane luați în vizor de către o organizație teroristă. Vă rog, domnule, că nu mi-ați spus cum vă numiți. Marian. Domnule Marian, vă rog frumos, haideți în secție să rămânem. Colegii de la SIA să-i rog să rămână aici, un coleg să vină de la poliție în fața ușii, să nu lăsăm pe nimeni să intre până vine mașina noastră de escortă. Gata, șef. Că n-a venit mașina, mă. Mulțumesc mult, colegii. Colegul de la mea, ei, te rog frumos să închizi și ușa, ca să fim siguri. Acum. Acum. Așa, frumos, gata. Gata. Perfect. Nu mai intră nimeni. Haideți să intrăm în birou. Perfect. Este cel mai bine. Permiteți-mi, vă rog, să deschid ușa. Bă, are animație, mă, la ușă, mă. Poftiți, vă rog. Doriți să vă servesc cu ceva? Nu, este în regulă. Mulțumesc frumos. Așteptăm 2-3 minute până va veni mașina noastră de escortă. Nu abilități, animații. Domnule ministru! Da, domnule ministru, așteptăm, i-am spus domnului Marian, l-am luat cu mine, am avut nevoie de ajutorul dânsului cu organizația aceea teroristă care a dat spargeri la bancă. Noi acum așteptăm mașina care ne va lua de aici, pentru că am înțeles că au fost pus preț pe viața noastră. Ce n-ai? Opa. A intrat în pământ de rușine. Mă, nu știu cum s-a nimerit. Da, deci așteptăm mașina de escortă. Vă rog să imobilizați pe colegii dumneavoastră să ne ducă într-un loc sigur. Când a venit mașina, vă rog să ne spuneți. Noi rămânem aici cu siguranța noastră. Aveți grijă, domnule ministru, vă rog. Poftim? Ce spuneți? Am spus că eu sunt Black Marshall, ministrul MEI. Marian, încântat. Marian Viteză. Marian Viteză. Sper să nu prindeți prin orașul nostru, că vor fi probleme. Am momentan o bicicletă. Nu se poate. Am înțeles. Da, pe parcurs ușor, poate vă văd într-un Porsche Boxster sau Cayman. Așa că fiți cuvinte. Cioc. Poate domnul îi plac motocicletele, de unde știți? Sau poate faci cunoștință cu nepotul meu Adrian și cu mama lui. Cioc. Sidonia. Intrați, vă rog frumos, intră, te rog. Bună ziua, am adus mașina de escortă.
A, deci ai ajuns. Noi nu avem rădăcini. Perfect, super. Haideți, vă rog frumos să ne... Colegii de la SIA, ne conduceți. Manevră. Poftiți, domnule Marian, vă rog. Mulțumesc. După dumneavoastră. Păi manevră. A, dar nu mai au Discord, mă. A crăpat Discord-ul. Am nevoie de un elicopter în aer, vă rog frumos pentru sigur. Pe tine te aud. A, manevră, gata, te aud. Băieții, pe doi colegi în elicopter. Unde ești? Repede, un pilot. La secția de poliție, dar vezi că gen oamenii rolează aici. Care este mașina, să ne spuneți? Aceasta neagră din față? Da, da. Imediat. E keyless go. Gata, doi. Haideți să urcăm în spate, zic eu. Aveți nevoie de escortă? Aveți nevoie de escortă? Da, da, da. Două mașini. Bun. Eu stau în față. Bă, radar. It's all left, this disconnected. Eram pe solo, cred că. Dați-vă dumneavoastră un pic să pot... Probabil că da. Mai încercați o dată. Puternic, puternic colegul de la CS. L-a încercat de tot. Sparge gheața, dole. Băi, Caterinca, mă! Am dat să stau pe canapea, m-am băgat cu capul, mi-a mai rămas deasupra la podea, în rest eram tot corpul. Ca să așteptăm, domnul, nu plecați că trebuie imediat, să vină imediat, escorta, aici, că aici. Nu mergem. Am înțeles, ok. Vi s-a mai întâmplat, domnul? Ia uitați-vă pe geam un domn cu bicicleta. Da, am văzut, am văzut. Eu cred că e inofensiv. Și eu zic la fel. Consider. E bine că are cască de protecție. Da, siguranță pe primul loc. Unde e a doua mașină de escortă? Da, suntem pe interzis. Bombă, bombă, bombă. Ah, ok, mi s-a spus în stație că o să vină imediat. Haideți să pornim. Vă rog să verificați acea mașină din spate, ce este, este cam, pare cam... Manevră, de ce te-a scos? Domnul, colegul cu Mustang oprit pe dreapta, oprește, oprește. SRI. De la SRI sunt dânsii? Da, da, da. Dânsii, bombă. Trageți undeva să vină și escorta, să nu înaintăm prea mult prin oraș. Zici că-s ultimul deținut? Mă duc pe aici. Da, sunt curios unde ajungem. Între pe biatul. Vi s-a mai întâmplat, domnul, așa ceva? Ce anume? Să... fie așa, jafă, cu de-astea, nu știu, sunt nou în oraș. Domnule, jafă... Știți cum e, domnul Marian, în... scuze, domnul... Domnul comandant, după ce am, vă dați seama că foarte multă lume este săracă după ce a fost taifunul acela, că dacă vă uitați pe șosele, încă noi le-am consolidat, dar mai sunt multe lucruri de făcut. Lumea este disperată după bani și găsește tot felul, au intrat în organizații teroriste, în organizații mafiote și au făcut clanuri și noi încercăm să le combatem într-un mod foarte eficient. Am înțeles. Acum, știți cum e, vă dați seama, nu au bani, mâncare mai prost. Încearcă prin toate modurile să facă bani. Și știți cum e, cel mai ușor mod de a face bani este să furi. Da, da, da. Să te ocupi cu mârșăvii. Mârșăvii. Mamă, avem de mers 3 km. A greșit checkpoint-ul, cred că. Sau nu la ăla? Domnul... felicitorul, domnul ministru. Spuneți-mi unde să vă duc. Mergeți unde considerați dumneavoastră că putem fi în siguranță. Ito, te scoate sau? Am înțeles, în zona X23, da? X23. Da. Repet, zona X23. Habar n-am ce-i zona X23. Unde te duci acum? Zona X23. Lăsați-mă să verific harta de pe telefon și să vă zic cum se numește locul sigur, respectiv. Sigur.
Da, că mi s-a mototolit în buzunarul și de la spate. Și mai exact pe mapă? Nu știu, nu mă întreba. Mi s-a mototolit. Știți ce v-aș ruga dacă s-ar putea? Văd eu niște numere mi-a, pe mapă, mi-a scris nevastă-mea că are și ea o grămadă de probleme acum. Mi-a zis că și-ar dori să-i dau niște euro. Dacă ați putea să mergem la banca de stat. Nu mai numereu. Am mergem la banca de stat. Stați să dau prin stație, vă rog frumos. Vă rog. Nu știu. Cred că banca mare din oraș. Aia de sus, de lângă... Sus, pe Bollywood. Pe drumul ăla mare. Unde e și cinemaul. Dar vreau să zic că oamenii chiar merg roleplay. Merge cu 40 și... Bine, acum am manevrit cu Golf 4. De unde l-ai furat? Bă, Golf 4 alb? Am rugat doi să ne aștepte acolo. Era într-o parcare. Perfect. Rugați-i, vă rog frumos, să se... Okay. Rugați-i să se uite, vă rog frumos, și un coleg să se uite pe... La care accesul la... Perfect. Dar totuși aș vrea un coleg cât sunt acolo, poate acum mai sunt oameni acolo în bancă, să se uite pe dacă are acces la camerele din bancă de stat. Din spate, da, sigur. Exact, vă rog. Domnul Marian, mă ajutați, vă rog frumos, cu ceva? Da, domnul, vă ajut. Cea mai mare plăcere. Cât intru eu în bancă să scot bani, ați putea dumneavoastră să supravegheați banca pe camere? Am primit acordul acum, am vorbit pe WhatsApp cu domnul de la... domnul director al băncii, dar mi-a spus că dânsii nu dispun decât de un bodyguard astăzi la bancă. Nu este nicio problemă. Și v-aș ruga să ne ajutați. Avem o problemă. Ia spuneți. Banca în momentul de față este jefuită. Aoleu. O să mergem până acolo, dar o să vedem cum acționează trupele speciale. O să stăm pe o clădire. Haideți să mergem în spate, să vedem dacă putem, puteți accesa din calculatorul dumneavoastră de aici, din torpedou, camerele, să vedem cum decurg lucrurile. Mă scuzați, pe mine m-ați întrebat sau... Nu, pe domnul comandant Sias. Domnul comandant, nicio problemă, nu, stați liniștit. Domnul, dar dacă ești... Cer scuze că stăm așa de înghesuiți aici în spate, dar... Ar trebui să se grăbească, da. Domnul comandant! Sigur, spuneți. Dați-i bice, vă rog frumos, să ajungem să nu scape nepedepsiți. Vă rog frumos, v-am întrebat dacă aveți în torpedou calculatorul de hecuit... Da. De hecuit astfel încât domnul Marian să ne ajute să se uite pe camerele din spatele băncii să ne spună... Da, sigur. Da? Perfect. Hai să ne grăbim, vă rog frumos, puțin. Ăla-i mă, mergem și noi cu viteză! Prea mare, nu? Mam. Voi și în față, voi și în spate. Good. Good. Tă-tă-tă-tă. Lucrez, schimb bani la pagini și cumpăr mașini și case. Să mergem direct în spate, vă rog, repede. Mamă, da, aud focuri de armă. Aici, sound of the police. Intrați în spate, vă rog. Domnul Marian, vă recunosc, mie mi-este puțin frică. Puteți ieși și vă rog să accesați camerele să vedeți, să-mi spuneți ce se întâmplă? Nicio problemă. Domnul Trasei și domnul polițist, vă rog acolo. Da? Da. Așa, vă rog. Așa. Le pot accesa acum? Haideți, vă rog. Domnul Marian. Da, le puteți accesa, domnul... Gata. S-a făcut... S-a făcut lectura. Haideți, domnul Marian. Mai în față puțin. Aici, domnule. Aici. Firul 3C. Gata, spuneți-ne ce vedeți, domnule. Îmi cam dăr de chiloții dacă obor și eu. Ce vedeți, domnul Marian? Domnul e liber peste tot, nu văd absolut pe nimeni înăuntru. Este liber? Liber? Liber peste tot, da.
Stați să vorbesc prin stație, stați puțin. Nu e, bă, dar manevrăm. Să nu fie cumva ascunși, domnul comandant. Băi, manevră, stai. Păi manevră. Da. Văd cam în bancă cu camera. Unde ești? Că sunt la bancă. Cum adică ești la bancă? Spuneți-mi ce vedeți. Vreau să vă unde ești tu, unde sunt polițiștii. Ah, bă, au unde ești? Au intrat acum câțiva ofițeri. Domnul. Ofițeri sau la camera trupe? 4. Un camera ofițer 4, și okay. Au dispărut, stați puțin. A urcat la etaj un domn polițist. Și încă 3 oameni jos. Am înțeles. 4. Deci, domnul poți ministru, să vezi... vă rog frumos să intrați în mașină. Poți să vezi... Dacă mi este puțin frică, sincer. Poți să vezi ce fac ăștia pe aici dacă te uiți pe mulțumesc. Camere. Mulțumesc. Sunt 11 camere sunt. Vezi tot. Tot. Și dacă ești cu elicopterul... Bă, manevrătuiește la mă? Ai intrat în pușcărie, în asta, pardon? Bun, puteți să ieșiți din camere. E pe mă. Haideți-mi așa. Maserati. Hai mă, bun, fără, sper să-mi place cum se vede. Gata. Ta-ta-ta-ta. Ce urmează acum, domnul comandant, să facem? Mă duce la secție. O să stăm în fața băcii să vedem buletin. Cum trupele speciale acționează. Păi nu, că mă duce el să-mi arate, știi? Ok, da, nu, aici bune? Suntem la lumină, nu-mi da. Este frică. Asta e ceva. Oricum mai este blindată mașina dumneavoastră. Ești cu bicicleta? Ai furat mașina. Eram cu Golf 4, mă. Dar mi l-a furat unul. Încotro mergem acum? Am înțeles că vor acționa trupele și trebuie să rămânem pe loc momentan. Imediat o să plecăm. Să moară ăla cu jaful. Se dă jaf la flecă. Jos, cred că. O să mergem până la secția de poliție. Manevră, noi venim la secție. Aveți noi informații? Ce rău îmi pare că nu am și eu casa. Perfect, perfect. De la secție. Am uitat-o acasă. Trupele speciale i-au rezolvat pe băieți. Mulțumim foarte mult pentru informațiile acordate de domnul Marian. Avem o răspundere. Mulțumim pentru curaj, domnul Marian. Chiar ați fost curajos. Ați fost antrenat pentru chestii? Pentru că am văzut că știți să conduceți foarte bine elicopterul. Că atunci când am fost catapultat din greșeală. Am avut un... trecut mai zbuciumat, domnule. A trebuit să învăț din de toate. Am înțeles. Toate. Sunteți căsătorit? Aveți soție, copii? Nu. Cu ce nume este? Deci să înțeleg că vreți să vă găsiți iubirea în orașul Crime Respect. Dar nu găsesc unul. Am un frate care și el a venit de curând în oraș, atât. Cum mă nu găsești? Bun, am înțeles. Un... să vă trăiască și să fie sănătos. Scuze. Scuzați un pic, domnul. Era ascuns. Avem o răsplată pentru dumneavoastră. Vă rog. Să vedeți acum la secție. I-a dat direct de cu speed bumpuri. Vă sunteți ăștia? Trebuie să vină domnul ministru. Ne putem da jos? Da, vă rog, haideți. Gata, doamna Evanghelia, am ajuns. Evanghelia. Ziceam că eu sunt ministrul MAI Black Marshall. Cu ce vă pot ajuta aici la secție? Păi, femeie, are văzut de femeie? Nu vă aud, că am probleme cu urechile. Cu ce vă pot ajuta? Ito e. Am ridic buletinul. Haideți după mine, doamna. Ușor. Să trăiți, domnul ministru, bună ziua. Să trăiți, domnul ministru. Manevră, pleacă domnul de aici. Ministru, domnul comandant? Cum? Frate, tu cum? Avem o problemă de rezolvat. Tu ești fratele? Stai să termin cu doamna aici și... vă rog, e urgent. E o chestie de viață și de moarte. Domnul, haideți, doamnă, acesta este fratele meu, cel cu dreptul în cap.
Bună ziua. Îmi pare bine. Să trăiți, îmi pare bine. Sunt ministrul Direcției Generale de Protecție Internă din orașul Crime District. Bine ați venit alături de fratele dumneavoastră în orașul nostru. Va trebui să rămâneți cu noi pentru că eu împreună cu fratele dumneavoastră am fost implicați într-o acțiune. Și deocamdată nu ne putem despărți, trebuie să rămânem împreună. Da. Dacă eu v-aș spune pentru siguranța dumneavoastră că vor afla că ați venit în oraș, să rămâneți cu noi. Ce s-a întâmplat? Haideți-ne un secție. Fratele dumneavoastră a rămas șocat puțin. Dorește să... A plecat de supărare. Îl lăsăm să se calmeze, să fumeze o țigară și după aia. Haideți-ne în ultimul timp. Să știți că avem și psihologi în acest oraș, vă putem recomanda dacă e nevoie. Dacă se înrăutățește, sigur. Da. Manevră, dar ce ți-ai explicat frumos și după a plecat caracterul fără nume. Hai să ne grăbim să nu pierdem timpul că... Vă rog, domnule comandant, cum aveți, ați preluat comanda, stați la birou acolo. Bun. Cu ajutorul dumneavoastră, domnul Marian, astăzi am rezolvat un jaf foarte periculos din punct de vedere al organizației teroriste care l-a făcut. Dumneavoastră ne-ați ajutat să îndeplinim misiunea noastră de SIAS prin capabilitățile dumneavoastră de observare a camerelor de vedere și alături de domnul ministru DGPI și alături de domnul ministru MEI, o să vă încredițăm funcția de ofițer SRI. Iar m-a scos. De foc. Stai, cui rămâne? O adevărată onoare, domnul Marian. Bine. Marian a rămas fără... Imediat să... Da, nu știu ce să zic, vă dați seama. Există două variante. Răspuns pozitiv sau răspuns negativ? Exact, dacă doriți sau nu funcția. Da, domnul. Ok, imediat să fac repede. Nu mi-am dat seama că vorbea cu mine, m-a făcut ceva, ofițer, nu știu ce. Ce? What? Nu eram domnul atent. Domnul ministru, puteți să semnați și mie aici? Manevră, sunt ofițer, te bat. Care din noi? Domnul mei. Suntem frați, vă. Și tu ai dreaduri în cap. Le scoatem, nu-i problemă. Marian, cu mine, domnule Marian, dacă vă spun că dacă puteți semna, semnați dumneavoastră și între timp vă vorbesc eu. Dacă veți urca în funcție și veți ajunge la SRI într-o funcție foarte înaltă, atunci veți avea de-a face cu mine pentru depunerea jurământului. Noi aici, funcțiile de conducere, se fac prin jurământul... Dacă îl știți, acela cu jur să respect Constituția și drepturile și libertățile omului, exact pentru funcția publică la care veți ajunge. De aceea este un moment, să știți, important și vă doresc succes în noua funcție a dumneavoastră de aici de ofițer. Este greu să se plece de jos, dar vă asigur că munca dumneavoastră va da rade. Bine ați venit în echipa mulțumesc noastră. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Vă rog să semnați și haideți să mergem la biroul dumneavoastră. Pe această hârtie aici? Da, acolo. Vedeți că e numele dumneavoastră acolo. Gata. Am dat cu degetul după birou. Haideți, vă rog frumos să iau, să scoatem, mergem, o să iau mașina mea de la minister. Și mergeți dumneavoastră, domnul comandant, în față, domnul ministru, dacă doriți, mergeți cu mine sau cu o altă mașină, cum doriți dumneavoastră. Să merg cu domnul Sias în fața dumneavoastră, în caz. Perfect, perfect. Haideți să ne... Da, să deschid ușa. Hai să ne băgăm amândoi, nu-i mai bine așa. Domnul, mă scuzați, puțin. Vă rog. S-a făcut cam târziu, programul nostru s-a cam finalizat, n-ați vrea să ieșim la o tură de pescuit. Opa, ia uite că i-am prins pe domnul de la Jaime. Deși sunt de la Pajmo. Ce urât se aude. Foarte bine. Doamnă,
Haide, asta nu mi-e haide, atunci să mergem, domnul Marian, ce spuneți? Mergem, dacă tot, să sărbătorim puțin, mergem la o partidă de pescuit? Stați puțin, că strângă-ne telefonul aici în buzunar. Sigur. Sigur. Manevră, ești pe aici pe lângă mine? Nu. Nu intră. Este de la fratele meu, spune că are nevoie urgentă de mine. Nu cred că vă pot însoți. Am înțeles. Poate data viitoare. Da, sigur. Nicio problemă. Mulțumim frumos, atunci fugiți la fratele dumneavoastră și vă dau numărul meu de telefon aici pe foița aceasta. Asta e cartea mea de vizită. Vă mulțumesc și eu, domnul. Așa, și sunați-mă, vă rog. Da, da, da. Mulțumesc la fel. Numai bine. Bun, sigur, vă doresc. Haideți să ne reluăm activitățile, vă rog frumos, colegi. Mă, nu merge bicicleta aia, mă, ne vrei. Ia talbastra. Domnul Mihai, haideți să ducem. Ne poate, stai așa, nu pleca, ne poate. Băi, tu lasă-mă în pace. Da, mă, băieți, că am văzut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Lung, tată, lung, tare. Bine, episoadele pe serverul ăsta vor fi lungi, pentru că, vede, ia acțiune și băieții mă implică și pe mine în roleplay-uri. Nu prea vreau să iau aia. Dar, până la urmă, eu ce sunt? Sunt ceva, dar nu știu ce sunt. Oricum, ne vedem data viitoare. Baftă, vă aștept pe server. Ne jucăm aici împreună, aveți IP-ul și tot ce aveți nevoie în descriere. Baftă, pam!